timp cât nu se află și fata nu zice nimic, e tot ok. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la încă un episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Nick, un paznic de la Mega, de vreo 50 și ceva de ani. Culmea, un paznic pe care îl știu, care a decis să vorbească cu o minoră de 14 ani și să-i facă foarte, foarte, foarte multe propuneri sexuale. Nicu e un caz puțin mai aparte, pentru că nu dădea să se întâlnească cu o minoră, ci doar voia să se excite online cu ea. Haideți să trecem rapid prin conversație și apoi să-l cunoaștem pe Nicu. Bună, bună, bună! E super drăguță, frumoasă, atractivă, apetisantă. Da? Nu te supăra, de unde ești, frumii? București. Mulțumesc, eu București, sector 4. Ce zonă? Berceni. Aici spune el, efectiv, zici că am spune noi. Fain, tu ce zonă? Tot sectorul 4, timpuri noi. Frumos, aproape de centru. Da, câți ani ai? 46, merg pe 47. Minciuni. O, mulți înainte. Mulțumesc frumos, asemenea, tu câți ani ai? 14. Wow, micuță. Poți să-mi trimiți o poză cu tine recentă? Numai dacă vrei tu, bineînțeles. De ce? Aș vrea să văd cum arăți, am specificat, numai dacă vrei tu, bineînțeles. A, ok. Vorbea foarte mult prin poze. Porno. Bună, ce faci, frumoasă? De ce îmi trimiți astea? Ce vrei de la mine? Ce zici, frumii, îmi trimiți o poză cu tine? De ce? Aș vrea să văd cum arăți, frumii. Ce bine arăți, frumii. E super drăguță, frumoasă, atractivă, apetisantă, sexy, dulce, bună, rău, de pupăcit. Ah, ce ți-aș face acum dacă ai fi lângă mine? Ce? Mai multe, te-aș pupăci peste tot. Ai vrea? Nu știu, tu ai vrea? Da, dar ce te-aș pupăci? Și în continuare foarte multe poze, gifuri erotice. Ce zici? Ai vrea să te pupăcesc puțin de început? Când? Sunt și fundat pe nas și nu pot să fac sunt ca un francez, așa. Oui, oui. Tu când ai fi disponibilă? Nu știu. Ah, ai vreo poză de la plajă mai sexy? Bro, are 14 ani. Nu am fost niciodată la plajă. O poză mai sexy nu ai? Nu contează unde este făcută. Adică așa? Da, păpușică. Adică, o poză mai sexy? Nu am. Și dacă te rog frumos, îmi faci una? Nu, mulțumesc, cu plăcere. Ah, ce aș face acum dacă ai fi lângă mine? Ce? Ah, multe. Ce aș sifona? Nu mă, e șifona. Ce aș șifona patul cu tine acum? Alte gifuri erotice. Alte gifuri erotice. Ah, ce te-aș pupăci acum peste tot. Ți-ar plăcea așa? Ah, ce m-a jucat cu tău fierbinte. Cred că ai o pupă frumoasă și fierbinte. Ah, pupația aș lindi cu tău fierbinte. Ai vrea? Tu știi ce chef am? Tu ce sculată am? Nu mai zici nimic, frumi? Vrei să-ți trimit o poză cu? Dacă nu vrei, nu-ți trimit. Dacă ar fi să ne vedem, așa ți-aș face. Alte gifuri porno și filme porno, aparent, de început. Ți-ar plăcea așa? Ah, de te-aș prinde ce ți-aș face acum. Ai vrea să ne fufușa? Ok, văd că nu mai zici nimic. Scuze dacă am deranjat. Ce zici? Vrei să ne cunoaștem mai bine? Nu mai zici nimic? Ce să zic? Ai vrea să ne vedem? Vrei să-ți trimit o poză cu mine acum? Am pregătit o poză pentru tine, dacă vrei ți-o trimit. Când? Când ești tu disponibilă? Unde vrei să ne vedem? Nu am un loc anume. Unde ai vrea și tu? Dacă ai fi de acord undeva mai intim. Adică, la mine sau unde vrei tu? Și ce vrei să facem la tine? Depinde de tine, dragă. Tu la ce te-ai gândit? Nu te-am întrebat, ești domnișoară? De început te-aș pupăci peste tot și nu ți-aș face nimic dacă ești domnișoară. Vrei să-ți fac o poză, da sau nu? Uite, așa stau acum și vorbesc cu tine. Și aici ne trimisese o poză cu penisul lui. Încă una. Ți-e cald? Da. Nu ai ace? De ce ai șters? Ba da, dar aș stau eu mai bine. Și acum o poză cu el. Era o poză cu sculată. Dacă ești pregătită să o vezi, eu ți-o trimit. Ce zici? Vrei să o vezi? Ai mai văzut-o? Ah, ce ți-aș face acum dacă ai fi lângă mine? Am o culată. Vrei să vezi ce cap are acum? Ia zi frumoasă, vrei? Faci cum vrei. Să nu te superi, de-aia te întreb. Dacă vrei tu, eu îți trimit o poză să vezi ce sculată am. Cum vrei? Poză doar la cap sau vrei toată? Și a trimis poză cu... Ce părere ai? Ce zici? Ce părere ai? Ce zici? Îți place? Ce zici? Îți place ce am? Te rog frumos, fă-mi și tu o poză. Bună dimineața frumoasă, ce faci? Nu ai somn, frumii? Fur porno? Nu. Voiam să te invit la mare. Ce zici? Ai putea să mergi? Ce să facem la mare? Plajă, ce vrea să facem? Nu știu că nu am mai fost. Vedem noi. Și nici bani nu am. Nu se pune problema de bani. Cum nu? Am eu. Tu poți avea, dar eu nu am. Dacă mergi cu mine, ai și tu. Păi și eu cum plătesc? Ne descurcăm noi. Păi cum? În natură. Adică, dai și tu o bucățică. Ce să dau? O bucățică. Ce înseamnă? Of, ce zici, vrei? Nu știu. Te gândești și îmi spui, ai mai dat la cineva pipi? Doamne, iartă-mă. Nu. Și ai vrea să o dai? Tu ai văzut filme porno? Ce? Filme porno ai văzut? Nu. Și nu ai vrea să vezi? Nu mă tentează.
Am înțeles. Eu te las, nu te mai interanjez de acum încolo, să ai o zi frumoasă ca tine. Ok, evident că nu. Iar poze de bumări sexuale. Nu ai somn? Nu, draga mea. Nici tu nu ai somn? Nu. Ce faci tu acum? Mă plictisesc, mă gândeam să ies la aer, că a fost cald toată ziua. Frumos ieși acum afară. Da, răcoare. Da, plimbare prin parc. Da. Ai tăi nu zic nimic că ești la ora asta. Ai mers la muncă în Anglia. Și tu stai singură? Da. M-am obișnuit, asta este. Te cred. Nu ai știu iubit? Sunt prea mică pentru iubiți. Așa este la 14 ani. Da. Dacă aveai cel puțin 16, îți împingeam o vizită. Te scoteam la iarbă verde. Pare rău. Am doar 14 momentan. Și mie îmi pare rău. Trimite o poză, te rog. Nu, că m-ai făcut prea mică. Te rog. Lasă, îți trimit când fac 16 ani. Ce te-aș pupăci acum peste tot? Hai că mă duc afară, mai vorbim. Ce ți-aș face? Ah, ce chef mi-a venit de ieșit pe afară? De pipi. Ah, ce zici, ai vrea să-ți fac așa dacă vin? Ba, mă-l gif porno. Unde să vii? La timpuri noi. Dacă ai chef, vino, dar ai cu ce? Găsesc eu cu ce să vin, dacă îmi dai pipi-a ta fierbinte. Amuzantule, cred că ai o pipi mică și frumoasă. Ah, ce m-a jucat cu lindicul tău fierbinte. Gata, ce n-ai bai. Bine, frumii, te-ai supărat? După aia, iar gifuri. Așa vorbești cu fetele pe care nu le cunoști? Da, de ce întrebi? Ceva frumoasă, nu ai somn? Nu. Și tu ce faci? Ești singurică în pat? Da, stau. Vin eu lângă tine? Hai, mă primești? Da. Cum aștepți? Ce aș șifona patul cu tine acum? Dacă nu eram la muncă, acum veneam. Ce ți-aș face? Ce zici, vrei să încercăm? Scuze dacă am deranjat. Așa te-aș pupăci. Fă-mi o poză așa cum ești tu acum. Ce zici, vrei să ne cunoaștem? De ce nu zici nimic? Aproape adormisem. Scuze, te las să dormi, somn ușor. Da, culmea. Nu adormisem. Mergeam spre el. Hai să-l cunoaștem pe Nicu, care ne-a păcălit prima fază cu Mega. Unde este? Dar după aia am descoperit unde este de fapt și am mers pe el. Go, 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 episod. Auzi că am o problemă. M-am întâlnit cu o fată de 14 ani. Vine justiția. Dar ce pe pedofil? Pedofilul! Vine justiția ca să facă treaba. Vine justiția de prinde cu fata. Poți să bei apă liniștit? De nimic. Hai să mergem după Nicu. Mergem după Nicu. Ia să vedem noi. Ia, salut. Salut. Tu ești singur de la pază în seara asta aici? Da. Și nu știi pe unul Nicu? Mai cum? Dacă am poză cu el. Bă, nu cred că m-am mințit, mă. Mă, stai, ți pare cunoscut? Da. 0-7. 7-2. Mersi frumos. Unde ești că ies afară? Și că nu mă crede și am dat poză și că da, așa este, ești în zonă. Hai să mergem spre mașină. Vatra lumină. Oh my god! L-am văzut de atâtea ori pe moșulic ăla, bă. Ăla e. Hai de cap. Hai mă, tataie. Îl sun cu urmă ascuns. Momentan, client. De ce nu răspunde? El. Ți-a închis telefonul. Înseamnă că sunt ceva. Yeah. Este singură, nu? Bună seara. Bună seara. Spațiu. Ne scuzați, încercam să prindem un pedofil. Cum vă numiți? Mole Nicolae. A, pe dumneavoastră voiam să vă prindem. Pe noi? Pe dumneavoastră, da. De ce? Ce faceți, domnul Nicu? La nu. Haideți să nu facem show, să știți de ce suntem aici, să nu... Știți de ce suntem aici, nu? Știu. Știți, nu? Știți, da, să trec. Nu, e ok, asta e dumneavoastră, nu? Da. Domnule Nicu, de câte ori v-am văzut aici la Mega când veneam? Mi-e rușine mie. Da, nu știu, eu pe timpul nu m-am întâlnit cu nimeni. Deci eu vă spun sincer, nu m-am întâlnit cu absolut nimeni. Asta doar așa. Domnule Nicu,
Nu, nu, e ceva, nu spune. Să nu spun nimica? Păi... Câți ani aveți? 52. 52, nu? 52. Și la fata de 14 ani a spus 46? Păi așa e trecut în... Păi. Doamne ferește, uitați ce am aici. Știu. Vi se pare păi normal? Nu, dar și ea îmi cerea. Ia vă cerea? Unde? Că ne uităm aici. Păi nu, că a șters. Prima dată n-a șters nimeni nimica. Bună, e super drăguță, frumoasă, atractivă, da? Da. Da? Nu te supăra, dar unde ești? București? București dumneavoastră? Berceni? Timpuri noi? Da. Ați trimis poză cu dumneavoastră aici. Și aici v-am întrebat, da? Câți ani ai? 46, merg pe 47. Mulți înainte, mulțumesc frumos. Tu câți ani ai? E adevărat. 14. E adevărat, da? E adevărat. Eu am zis și aici nu trebuia să dați bloc direct? Nu, am crezut că mă minte. Ați crezut că vă minte? Da. Asta e. Păi și când v-a dat poza cu o fată de 14 ani, ați crezut că vă minte? Eu n-am... Nu mi-am dat seama, am zis că e minciună. Dacă venea tatăl ei acum? Cu poliția? Ce faceați? Spuneați asta că am crezut că minte fata dumneavoastră. La un moment dat să știți că mi-am dat seama. De ce îmi trimiți astea? Și tot trimiteați de astea nenorocite. Da, și am spus că gata, am terminat. Ce vrei de la mine? Și am spus, ochiși. Păi nu ați spus. Nu ați spus. E super bună, drăguț, așa, de pupăcit. Ah, ce ți-aș face dacă ai fi lângă mine? Ce? Mai multe, te-aș pupăci peste tot. Ai vrea, nu știu, tu ai vrea, da, te-aș pupăci. Și asta știați în contextul că e o fată de 14 ani. Eu vă cred. Uitați ce trimiteați la o fată de 14 ani. Eu vă cred. Păi eu vă cred, dar eu nu vă înțeleg. Dar eu am zis că vă minte, că multe. A, zis că vă minte. Da, multe spun așa. Știți că asta nu funcționează cu poliția, nu? Că am crezut că mă minte. Nu, știu că nu. Ce ai făcut, bă? Nimic. Băi, deci când mi-ai zis că e la vatra luminoasă aici, unde vin eu mereu, am rămas prost. Că am zis că-l știu, știi? Nu cred așa. O poză mai sexy la fete de 14 ani. Deci, ce aș șifona patul cu tine acum? Nu prea e de râs. Suport că și... Le suportați? N-am ce să fac. Le suportați, nu? Iertare, scuze, tot ce se poate. Asta faceți la muncă. Trimiteți tot felul de materiale pornografice. Plictiseară mare seara la Mega, crezi și eu. Deci, mi-ați umplut paginile numai cu d-astea. Nu știu, bre. Eu nu știu ce să mai zic. Adică, te-am văzut de atâtea ori. Că vin noaptea aici mereu să-mi iau țigări. Te-am văzut om normal și... Ia uite ce mi se întâmplă. Ajung să te prind. Ai vrea să ne facem așa? Dar de vârsta dumneavoastră nu vă mai plac femeile sau cum? N-am realizat că... Am zis că poate... N-ați realizat timp de luni de zile? Sau cât ați vorbit aici? De două zile. Nu două zile. În cât suntem azi, mă? 8? Nu, de 3 săptămâni. De pe iunie. Din iunie. 3 săptămâni? De 3 săptămâni. Să rămână, da, știu și puteți să chemați poliția să mă dea afară dacă doriți acest lucru. Eu fac un demers civic, am prins pe acest dâns. Domnul este în timpul programului, demersul civic îl faceți când... Absolut, este în timpul programului, puteți să-l luați înăuntru dacă vrea, el a venit de bună voie, nu l-am tras eu. Eu am înțeles. Nu o să se pună sigla în Mega Image, n-are nicio treabă proiectul meu cu Mega Image-ul. Are treabă cu indivizii care vor să racoleze fete de 14 ani, 13 ani, 12 ani, care sunt printre noi și sunt un pericol. Am înțeles. Dar n-am nicio treabă eu cu chestia asta. Eu am venit pentru el persoană fizică. Persoană fizică, o să vă rog să-l căutați în timpul liber, în timpul programului. Am înțeles. Oricum nu mai am terminat subiectul cu el. Nea Nicule nu anunț poliția, o să anunț locul de muncă și sper să nu mai faci astfel de lucruri. Data viitoare e poliție. Ce pot să zic? Aveți ceva de spus pentru toată chestia asta? Nu aveți nimic de spus, nu? Gata, să vă duceți, că să nu supărăm șefa. Eu nu mai am nimic de spus. Niciodată. Gata, eu acum o să termin demersurile. Deci nu mă mai întreb cu câte fete vorbiți. Și... În lipsă de timp... Da, din lipsă de timp, racolă minore.
E normal ca o fată de 14 ani să primească materiale pornografice de la noastră. Ok. Poze cu penisul. Ok. Asta e. Eu v-am spus, eu nu-i în lipsă de ocupație. Am femeie acasă, am probleme cu părinții. Mi-a murit bunicul, tată, acum mi-a făcut de 6 luni. Mama e bolnavă, vai de ea, nu știu ce, cum și în ce fel, cum o să scape, dacă mai trece și ea vreo 2 luni. Ca să-mi necamaru, n-am altceva. Dar nu m-am întâlnit cu nimeni. Puteți să luați tot Facebook-ul, puteți să luați tot, dacă m-am întâlnit eu cu cineva. Nu m-am lipsit de acasă, nu. Deci asta e o prostie. O prostie. Da. Vă recunosc, de ce să mint? Vă recunosc. E o prostie, o măgărie care e un sai de păcat. Nu aveți copii? Am. Fată, băiat? 2 băieți. Am și nepoții, am. Câți ani au băieți? 24 și 27. Și cum v-ați fi simțit dacă atunci când aveai 14 ani ar fi primit astfel de mesaje de la bărbați? Deci v-am... Cum v-ați fi simțit? V-am spus sincer și din toată inima. Asta ce-am făcut eu, n-am făcut să mă întâlnesc cu ea. Sau să mă întâlnesc cu cine. Dar ce, să vă excitați prin mesaj? Nu, unde să mă și la muncă? Păi asta e. Dacă vă recomandă un psihiatru, vă țineți el? Sincer să vă spun, m-aș și ține, dar am lucrat până să vin la aici pe Omega. Acum, după ce a murit taică-mă, am lucrat în direcția, în DGSPC, la sectorul 3. Deci ați lucrat cu copii? Am lucrat foarte mult cu copii. Foarte mult. Tocmai. Și ce înseamnă asta? Care, să-i răspund domnului, la un moment dat, directoarea de la centrul unde lucram mi-a spus, tu ai devenit mai rău ca mine. Deci mă înțelegea copiii mai mult pe mine ca pe dânsă. Asta e. Acum v-am spus, acum din lipsă de prostie. Uite care e faza. Eu nu vreau să-ți pierd locul de muncă acum în chestiile astea. Îți sună nevasta să spui ce ai făcut? S-o sună acum? Da. Sau vrei să-i spun personal? Păi nu o să stau până te întâlnești, că eu vreau să am dovada că îi spui ce ai făcut. În felul ăsta îmi dau seama că nu o să mai faci astfel de lucruri, nu o să-ți mai riști pielea. Vă promit, solemn, îmi dau cuvântul în fața dumneavoastră și unde vreți dumneavoastră, vă dau și scris. Dacă mai vedeți contul meu activat, din momentul de față, dacă mai vedeți activ, mă dați și pe mâna poliției. Deci din momentul de față, acum, din secunda asta. Alegerea dumneavoastră, nu e alegerea mea. Cum considerați? Cum considerați dumneavoastră? Da, opțiunile, dumneavoastră sunteți al 81-lea, fac asta de un an și ceva. Opțiunile astea și poliție, anunțăm la locul de muncă dacă lucrează în pază sau alte medii sociale, sau își anunță cu membru al familiei. Aveți aceste 3 variante pe care le-au toți. Dumneavoastră alegeți, nu eu. Vă aștept să-mi spuneți. Da, s-o sunt pe nevoastră. S-o sunt pe ea. Alo? Ce faci? Pe speaker, vă rog, ca să mă asigur că... Ce faci? E? Ce faci? Am zis că te... Ești? Mă auzi? Da, te aud. Și stăteam aici, ce să mă fac? Guriță? Uite, am făcut o prostie. Ce? N-am avut ce face și am reactivat un cont de Facebook și am trimis niște poze la... Un minor de 14 ani. Și acum a venit de la poliție și ești la mine. Ține-te pe picioare să nu cai jos, că nu s-a întâmplat nimic. Uite, am vorbit cu domnul și mai mă auzi? Te aud. Ați auzit? Bună și dumneavoastră. Bună seara, mă auziți? Da. Să română, mă scuzați de deranj. Vreau doar să confirm dacă sunteți soția dânsului, iubita dânsului. Da. Da. Noi avem un demers civic, ce încercăm să prindem
prădătorii sexuali din mediul online. Soțul dumneavoastră sau iubitul dumneavoastră a comunicat cu o minoră de 14 ani de vreo 3 săptămâni, tip în care i-a trimis foarte multe materiale pornografice, mesaje sexuale și noi am venit aici și l-am prins și am zis să vă sunem pe dumneavoastră să vă informeze ca să nu anunțăm locul de muncă, poliția. Am zis să nu-i facem un rău să își piardă locul de muncă. Așa, și? Poftim? Și ce trebuie să facem cu așa ceva? Trebuie să faceți ce doriți cu această informație. Noi considerăm că dacă acești indivizi și anunță familia, nu vor mai face a doua oară. Cam asta este ideea. Sperăm să aveți grijă de el, să nu mai repete astfel de lucruri a doua oară. Înțeles. Dar el nu are Facebook. Ba da, are Facebook și l-a reactivat unicul. Am înțeles. Bun. Nu vă mai reținem. Cam asta vreau să vă transmitem. Vă mulțumesc frumos. Bine, hai. Vorbim când ne venim la 6, da? Vorbim la 6. Ne întâlnim acolo, da? Bine. Hai, te pup și te busc. Pa. Nenicule, când te simți în astfel de situații, crede-mă că e foarte bun un psiholog. Știu că e scump, dar cred că găsești și psihologi care nu cer bani. Sunt centre de-astea de ajutor. Decât să încerci să faci tâmpenii care te pot băga la pușcărie. Ești foarte norocos că ai dat de noi. Serios. Ești foarte norocos că ai dat de noi și nu de poliție sau de un tată supărat. Asta e a doua ta șansă să nu mai faci prostia asta. Fugi la muncă, să nu se supere șef. Vă mulțumesc încă, da, ești super. Da. Eu mai vin aici în fiecare seară. Salut, vă văd pe Facebook. Sănătate. Deci, așa rămâne, da? Așa rămâne, nu le trimit, dar... Eu vă urmăresc activitatea, eu să vă urmăresc. În momentul de față, o să vedeți când se șterge... Foarte bine. Da? Foarte bine. Spor la muncă. Asta a fost episodul cu... Neanicu, bă, n-am crezut, mă, nici nu l-am recunoscut în pozele astea cu el, să-mi bat picioarele. Ce pot să zic? Cred că e cea mai bună decizie, n-am vrut să-i fac atâta rău, dacă a trecut prin atâtea, să-l dau și afară de la muncă, nu. Da. Mai bine să afle iubita lui, soția lui, ce este dânsa și consider că ne-am făcut treaba și în seara asta. Mulțumim frumos, stați departe de prădători.